Vești bune pentru iubitorii sportului. Acesta primește permisiunea reluării în toată țara. În fotbal, automobilism, ciclism și motociclism se vor organiza primele competiții după ordinul comun al Ministerului Tineretului și cel al Sănătății, care reglementează reluarea activității sportive după întreruperea cauzată de pandemia de coronavirus. Mă bucur să vă anunț că de 1 iunie în România se poate face mult mai mult sport. Există câteva solicitări oficiale de redeschiderea unor competiții sportive în aer liber. Până acum ne-au solicitat redeschiderea fotbalul 13 iunie, automobilismul 21 iunie cu etapele de la Cheile Grădiștei și Adâncata, ciclismul de la 2 iulie cu turul ciclist al Sibiului. De asemenea, în faza a doua a relaxării, care a început la 1 iunie, s-au deschis bazinele și sălile de sport. Totodată, copiii și juniorii își pot relua și ei antrenamentele, însă este nevoie de acordul parental. Juniorii, copiii, există un foarte mare interes public în legătură cu modul în care ei își pot relua antrenamentele. Și fie că vorbim de fotbal, fie că vorbim de tenis, fie că vorbim de orice fel de sport, juniorii se pot antrena în bazele sportive, în aer liber și în sală, în regim individual și în grupuri de maxim 3. Deci se poate face pregătire fizică individuală, se poate practica aproape orice fel de sport la nivel de copii, dar deocamdată nu în regim colectiv, ci în regim individual, cu distanțare, detaliile le găsiți în ordin, în regim de 3 participanți. Cu toate că de la 1 iunie este permis accesul la 500 de spectatori, la evenimentele culturale din aer liber, la sport încă nu este permis așa ceva. Conform ministrul Ionuț Stroie, a mai cerut permisiunea de a organiza competiții și Federația de Motociclism, care în perioada 21-25 iulie are programată o competiție moto-enduro unică în Europa.